Băi, eu nu, eu nu obișnuiesc să mă bag în subiecte de genul ăsta de obicei, pentru că nu-mi place, mai ales că sunt drame, să chestii de genul ăsta, dacă sunt mai într-o zonă de asta mai ciudată, prefer să nu mă bag. Dar, bun, mi chiar mi-ați cerut o grămadă, gen, o grămadă, fiind, pentru canalul ăsta sunt o grămadă, 10-15 oameni care mi-au scris pe Instagram, pentru că eu mă uit tot timpul la mesaje pe Instagram și îmi place că mi am făcut aici ca un fel de comunitate, așa, adică mai sare un clip, mai se un clip spre 100.000, de mii, un clip pe 40 de mii, dar general suntem mai nu așa, 5 6000 de oameni care vă uitați la clipurile mele când mâncați, așa că dacă vă, mânc, vă uitați și acolo la clipurile mele când mâncați, ce să vă zic, poftă bună, băi! și ce să zic. Să trecem în clip asta, să vedem subiectul cheboasă. Am văzut că l-a comentat Dariel Red, așa că o să ne uităm la Dariel pentru că mi se pare că are unele dintre cele mai bune clipuri de comentarii. De fapt, cele mai bune clipuri de comentarii din România la egal cu Eurovision pe acolo și deja am zis o chestie care e cam așa că cam sunt singur, nu știu cine mai face comentarii române. Astăzi discutăm despre Gebausă. <coughs> s-a întâmplat știrea asta nebună cu Gebausă, așa că vreau să discutăm un pic despre ea. După cum știți, să deja a mai avut un incident anul trecut, cred, dacă nu mă înșel, anul trecut a fost, nu? Că așa trece timpul ziua de azi, Că nici nu mai știu când, când s-a întâmplat ce. Bă, o a avut treaba aia nebună de la Antold, în care au cântat piesa aia cu țiganca, că dă din care e o piesă nebună, rău, de tot E absolut mega light Dacă mă întrebați pe mine la ce piese există în ziua de astăzi Și cum se vorbește prin piese Și ce limbaj se folosește prin piese Piesa asta cu ghebasă e mega light <laughs> în fine. Mega light, frate Sunt piese în care se vorbește de De orice subiecte mult mai rele vreți voi gen De la supradoze la la ce vreți voi, gen? Mi se pare că, că, că orice subiect despre droguri e mult mai prost decât ce ai zis Ghebasa acolo. Bine, toată lumea i-a sărit în cablu Ghebasa că vezi, doamne, o cânta piesa asta la antol, o primi și amendă de 1000 de lei dacă nu mă înșel de la jandarmerie pe vremuri. Pe vremuri, așa am zis de parcă a fost pe vremea comunismului, frate, ești de bun, A fost acum un an. Nici măcar acum un an, frate, a fost în, în august. Suntem în... Da, deci am primit. Mamă, suntem în april, în martie deja. Mamă, ce trece timp, dar nu e chiar un an, sunt câteva luni. Tamen da, e nebună. O uitat toată lumea ce s-a întâmplat. Bine și înțeles că a fost o prostie, o porcărie de dramă ce s-a întâmplat pe atunci. Dar na, România. Unii zic că a fost vizat din cauza faptului că e rom. Cine știe, sincer. Cine știe. Da, dar chestia asta l-a afectat pe Gheboasă din câte am văzut. Adică, nu știu, mie nu mi se pare că mai cântă la fel. Nu mai arată concerte cum avea atunci, gen. E oricum, jal. Ai destul de vrea. ce s-a întâmplat atunci. Acum însă a apărut ceva tot în legătură cu Gebasa, ce s-a întâmplat zilele astea. Ceea ce e mai heavy, e mai Mi se foarte amuzat cu zice de sau cum zic orice persoane din zona aia al... Zona din partea aia țării gen, de unde sunt și eu, cum ar vedea o să mai încoace, n-avem chiar accentul ăla așa pronunțat Gebasa. Nu, no, Să ce face Nu <laughs> E, e, e fain Sol un pic, mai hardcore să zic așa Și anume, cântărețul de trap gheboasă Cercetat într-un dosar de trafic de droguri El ar fi fost prins pe stradă cu marihuana Așa zice știrea aceasta nebună De la Digi24 Cântărețul de trap gheboasă Pe numele său Real Gabriel Gavriș A fost studiat vineri seară de procuror Cod Dâmbovița într-un dosar de trafic de droguri El ar fi fost prins cu marihuana Supra sa pentru consum propriu pe bulevardul Tim mișoarei din capitală, potrivit unor surse judiciare. El ar fi dat declarații într-un dosar în care polițiștii și anchetatorii din Cota au făcut vineri mai multe perchiziții domiciliare, în timpul cărora au ridicat resturi de țigarete confecționate artizanal și mai multe probe. Ok, l-au prins pe gebea ăsta cu șpârca la el și l-au dus după aia la secție și o da din casă, aparent, așa zice aici, în știrea asta. Pentru că, na, ce înțelegeți voi din el ar fi dat declarații într-un dosar în care polițiștii și anchetatorii din Cota au făcut vineri mai multe perchiziții domiciliare. Și ce zic, notăcut, vorba aia Dar după, înainte să trecem mai departe cu știrea asta Trebuie neapărat să intrăm pe altă știre Și anume asta. Video, geboasă, după ce a fost prins cu cannabis, nu sunt traficant, sunt un fost consumator. Am fumat și eu un joint. Na, no, o fumat și el o ca să se relaxeze, știi ce zic? Trepălul Gabriel Gabriș, cunoscut sub numele de scenă Gheboasa a transmis duminică pe rețele de socializare că se află în libertate și că... Chiar par cuvintele gene, Nu este traficant de droguri și doar a fumat un joint de marihuana și a fost prins. Suste judiciare citate de Ager Press declarau că o zi în urmă că artistul era cercetat de procurori din cod după ce a fost depistat în capital, având asupra sa cannabis. Ok avem și un video de la Gheboasă care au fost postat pe Instagram. Frații Ma. mei, vreau să știți că sunt bine, <coughs> sunt sănătos, <Ma>. sunt <coughs> în, în libertate. Toate știrile pe care le-ați văzut până acum sunt false. Nu eu... doar Gheboasă putea să răspundă așa, frații mei. Știu că ați văzut că ziceți pe mine că sunt dealer de droguri, că sunt altele, dar eu nu sunt. Eu sunt Ghebe. Gheboasă și mecheroasă. Am fost acuzat de Deținere pentru consum la percheziția de pe 1 martie. Mă de ce vorbești în silabiu, frate! Frații mei! Frații! Am fost. De ce vorbești în silabiu? Ai, aia, ai, ai. La mine acasă nu s-a găsit absolut nimic. Iar pentru deținere pentru consum în România legea te pedepsește cu o amendă penală. Așa că nu trebuie să <coughs> pești ca să poți să pleci acasă liniștit. Vă mulțumesc pentru toate susținerea, pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit. Vreau să știți clar că în acest caz nu este implicat niciun minor pentru că eu n-am vândut, eu nu vând și nu o să vând niciunui om care există pentru că eu nu sunt un traficant. Eu sunt un simplu fost consumator, că am fumat și un joint de marijuana și m-a prins. Fost. Acum ce să fac? stăm în libertate, că nu avem altceva să facem, avem foarte multe proiecte, foarte multă treabă, urmează multe proiecte cu gheboasă tari, o să rupem la nivel național, vă pup și urmează o piesă cu dedicație specială, vă iubesc din suflet și vă mulțumesc pentru susținere. O cu dedicație specială, specială. Vă iubesc și vă mulțumesc. Cum o să piesa? Pentru Dicot, pentru <laughs> toată lumea. Ce pot să spun? Îmi place cum o zis că un fost consumator și foarte adevărat. Eu un fost consumator, nu? L-ați văzut voi să consume? Nu l-ați văzut. Eu n-am văzut. Zice aici în felul următor. Conform unui comunicat transmis în vădă de dicot, vineri au fost reținute pentru trafic de droguri de risc în formă continuată. Patru persoane care... Deci asta, nu, eu nu știam, nu înțelegeam exact ce s-a întâmplat, că nu m-a prea interesat foarte tare subiectul. Nu știu de ce, nu am avut timp să mă uit prea mult, să mă interesez prea mult pe subiect, nu mi-a atras foarte mult atenția, am văzut că, pa, uite, asta nu și Daniel de joica în două zile, gen. Perioada iulie 2020, februarie 2024, la diverse intervale de timp, ar fi comercializat și oferit gratuit în diferite ocazii cantități de cannabis unor consumatori din București și din județul Dâmbovița. Procurorii Dicot spun că cei patru și-au creat o rețea stabilă de clienți comercializând droguri cu prețul de 50 de lei pentru o doză, interacțiune între vânzători și cumpărător realizându-se pe stradă. Bun, ne retoarcem la știrea asta pentru că aici este interesant ce zice, potrivit aceleași surse, Gheboasă ar face parte dintr-o grupare de dealeri care vindeau droguri minorilor, fiind supravegheat într-un dosar privind o rețea care vindea cannabis elevilor în jurul scorilor. Mamă, frate, păi ești nebun, ce departe s-o dus. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiune de deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu și riscă închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Aparent o luat doar de amendă. Acum, întrebarea este în felul următor. Și ce zic? Omul o zis sau nu o zis? Nu este treaba noastră să întrebăm chestia asta, nu este treaba noastră să decidem noi chestia asta, cel puțin nu eu, eu. Bune frate, suntem youtuber, nu suntem, nu suntem de la MAI, nu suntem de la Dicod, nu suntem de niciunde. Pur și simplu, vezi, nici, nici de asta nu vreau nici să-mi dau cu părea, frate, că e un caz care încă e precedent nu știu dacă s-a clasat, dacă e totul în regulă. Nu vreau să-mi dau prea mult cu părea, că nu știu, eu doar vreau, vreau să văd ce se întâmplă, gen, fiecare trage concluzii. doar lui. efectiv vorbesc despre știre. Nu-mi nu este locul să, să vin Normal. cu concluzii în legătură cu chestia asta. Și nici nu vreau să vin cu concluzii deci în legătură e cu prost, chestia asta. frate de unde ne dăm noi cu părea. Noi suntem simpli oameni care vedem chestia asta pe margine, vine să am dau cu prea ce vrei să zic, e, nu e, e așa, nu e așa, am fost eu cu el acolo, să știu. Asta, lumea decide. Asta este și comunicatul de presă de la Dicot, unde zice cam același lucru. În urma percăzilor făcute în acest dosar în București, și Nilfov, au fost identificate și dedicate cantități de cannabis, mai multe grindere și un gândar de precizie, obiecte purtând urme de materie vegetală, telefoane mobile. În cazul a trei persoane, urmează să fie sesizat Tribunalul Domnului cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Deci, mai trei de au fost arestați preventiv 30 de zile. Vedem ce se întâmplă bă, ce pot să spun? Ce pot să spun, frate? It happens. Se întâmplă. Am văzut foarte multe lume foarte, foarte mad pe treaba asta, pe faptul că vezi, doamne, o consumați. Într-adevăr, bă, n-are rost, trazmi. N-are rost să vă băgați pe chestii de astea, n-are rost să, doamne, ferește să vindeți sau whatever, pentru că nu nu-i worth, nu-i worth. Fast money, banii aia ușor pe care îi faceți, nu o să fie worth absolut deloc indien. Vă vedeți cu niște bani în mână și după aia sunteți expuși la niște riscuri incredibile, mai ales de când s-au schimbat și legile astea în legătură cu droguri la noi în țară, nare are absolut niciun rost, mai bine stat, vindeți papuci frate, faceți resell, cumpărați sneakers și faceți resell la... Faceți ca dacă aveți nevoie de bani fast Nu are absolut niciun rost Nu are absolut niciun rost La fel, stați departe de consum și de toate nebunile astea Pe bune vorbesc, aveți o grămadă de chestii mai importante de făcut în viața asta Decât să faceți chestia asta Stați cât de departe puteți de chestiile astea Pentru că e worth La finalul zilei chiar e worth Trazmi. Și la fel, și cu iarba Oamenii care zic că, vezi doamne, iarba nu are niciun side effect Is delusional, is mega delusional Are o grămadă de side effect pentru corect frate, asta și mie mi se pare o mega chestie. Nu știu acum în ce cantitate consumată sau în chestii de genul ăsta are efectul la așa ceva, nu am consumat, nu, nu am stat tot timpul departe de chestii de genul ăsta, dar asta nu pot să-mi dau cu Dar știu că am avut prieteni care au consumat foarte mult, că aveam prieteni în copil, copilărie, că și acum sunt copilărie, aveam prieteni cu 2-3 ani pe la doar care consumau foarte mult în cantități mari și acum nu mă mai înțeleg cu ei, gen. Nu te înțelegi, sunt total alt oameni, gen, sunt total diferiți. <coughs> n-ai cum să zici că nu are niciun side effect chestia asta, că orice chestie făcută în exces are side effect. Efectul, cel care... mai bine e să nu. Știi ce zic? Da, într-adevăr, nu e așa mare chestie, mare scofală, dar mai bine nu. Bă, și pe lângă chestia asta, acum să fim sinceri, ne căcăm atâta pe noi, frate, cu iarba asta, când sunt alte chestii care sunt mult, mult, mult mai rele și să fim sinceri, de aia ne mereu nouă prost țara aici, nebun, că vezi, doamne, mai pipă ăștia cât te uși Bă, încă suntem preistorici când vine vorba de capitolul ăsta, să fim sinceri, până și... Adică ar trebui, uite că nouă ne place tare să mergem să ne uităm la germani. Și germani, uite, o legalizat, ar trebui și la noi, frate, un pic să se facă de demersuri în modernizare și în a ajunge, știi, Constituția asta a noastră să fie totuși cât de cât la standardele vremurilor pe care le trăim. Da, na. Sincer, asta e o știre unde nu, nu e neapărat locul meu să-mi zic opinia despre tot ce s-a întâmplat. Sper că toată lumea să fie bine la final de zi, știi ce zic? Pentru că asta e și ideea, nu, vreau, nu doresc rău absolut nimănui și sper că, na, unii oameni o să vadă chestia asta și să învețe din ea. Oricum. Da, frate, gen, na. nici eu nu prea pot să-mi dau prea mult cu părerea, v-am zis, nu e blocul să-mi dau cu părerea, e un caz care nu, ce pute să-mi dau părerea, sunt tutubăr, frate. Fac și o reacție, văd și eu, mă informez și eu, nu, vedem și noi la știri, ca și când ce se întâmplă, și asta e, că eu chiar nu știam și chiar voiam să vă treaba asta, așa vă să vă clipul ăsta împreună cu voi, că poate este și voi oameni care nu, nu ați văzut. Cam asta a fost cu episodul, eu am fost Meti, vă pup, ne vedem data viitoare la un nou episod. Sper că v-a plăcut tech ăsta pe mine. L-am găsit în casă așa, așa să iau. Vă pup!